Bun găsit, doamnelor și domnilor, facem împreună curat pentru 25 de minute. Sunt Ana Chiera, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Mi-a atras atenția o declarație a Ministrului Sănătății apropo de întâmplarea foarte gravă care s-a petrecut la Bagdazar Arseni. Adică 7 medici și-au dat demisia din contractele pe care le aveau în sensul de a face gardă. Au zis, nu mai vrem să facem gardă. Și Ministrul Sănătății, pentru că oamenii au înșirat motivele, a văzut reacția colegiului medicilor, domne, oamenii nu se pot arunca să facă lucruri importante dacă n-au pe ce să pună mâna, dacă procedurile nu există, dacă practic își pun profesia, exercitarea profesiei o pun pe masă în sensul că oricând o instanță poate să zică n-ați respectat, n-ați făcut, n-ați dres, deci mai puțin cu meseria asta, altă meserie. Deci ca să nu-și riște meseria, oamenii spun, domne, nu putem să facem în condițiile astea lucruri, mai cu seamă când este vorba despre mari arși, care înseamnă cazuri complexe, care înseamnă publicitate, care înseamnă atenția opiniei publice, că în rest putem muri pe capete. Știți cum este, fără să zică nimeni nimic. Ministrul Sănătății spune cu subiect și predicat că face apel la conștiința, atenție și la etica profesională a medicilor. Eu vreau să mă lămuresc dacă Parlamentul României este totuși avizat de ce se întâmplă în țara asta în materie de sănătate. Vorbesc de Comisia de Sănătate. Adică, pe de o parte, medicii își dau demisia din contractele de gardă și ăsta este vârful icebergului. Probabil că va fi un precedent, probabil că se va mai întâmpla povestea asta și în alte locuri unde sunt condiții proaste de lucru. Da? Și dacă sunt atenți cei din Comisia de Sănătate, că uite, se mulțesc cazurile de oameni, de copii care mor în spital din cauza infecțiilor nosocomiale. În ce spitale? În spitale în care se știe că sunt astfel de probleme și nimeni nu le recunoaște. Și e chestiune de timp până mai moare cineva. Și vorbesc despre subiectele astea două cu domnul deputat Emanuel Ungureanu, care este vicepreședinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Sărmâinile. Aș vrea să înțeleg dacă dumneavoastră sunteți la curent sau aveți vreo reacție apropo de cazul de la Bagdazar Arseni. Că eu, pe mine nu m-a lămurit Ministrul Sănătății. Ce înseamnă să fac apel la, la deontologia medicilor? N-a zis, domne, n-aveți dreptate, spitalul oferă toate condițiile, treceți la muncă. Nu treceți la muncă, atunci nu mai puteți munci deloc în spitalul respectiv, că uite, m-am gândit eu așa. A zis, domne, adevărul este undeva la mijloc, poate că sunt niște certuri acolo în spital. N-a zis, oamenii au tot ce le trebuie ca să îngrijească mari arși dacă vin după explozii în regim de gardă, adică în regim de urgență. Sunteți la curent cu lucrurile astea? Aveți vreo reacție? Bună ziua! Nu numai că sunt la curent cu ce se întâmplă în acest spital, ci și am fost în vizită la Bagdasar Arseni și vă spun cu toată responsabilitatea și în cunoștință de cauză, în acest spital nu se pot trata pacienți mareași. Nu există condiții nici pentru medici, nici pentru pacienți. Aici nu este o dispută între conducerea spitalului, medici care nu vor să facă gărzi pentru că nu au chef, sau pentru că sunt prea bine plătiți în altă parte, cum sugerează domnul Rafila. Ci aici vorbim, în primul rând, despre faptul că în acest spital nu sunt suficiente medicamente, nu sunt suficiente echipamente medicale și, atenție, nu sunt suficiente resurse pentru a îngriji pacienți cu arsuri grave. Deci acolo se încalcă un ordin de ministru 476 din 2017 care spune că mari arși pot fi îngrijiți doar în centre specializate. Deci, medicii de acolo spun că statul român prin Ministerul Sănătății, atenție, permite să intre în acel spital pacienți pentru care acest spital nu are capacitatea asigurată de către Ministerul Sănătății condus de domnul Rafila să se ocupe de ei în condiții de siguranță. Mai mult decât atât, în aceeași scrisoare de demisie a medicilor, ei spun că practic pacienții cu arsuri grave care ajung în mod ilegal la Bagdasar Arseni nu sunt nici măcar transferați în afara țării,
cu prioritate, așa cum există un alt ordin din anul 2022 care obligă spitalul și ministerul să-i transfere în afara țării. Deci, practic, medicii de acolo nu spun doar că ei nu pot să-și facă meseria, punct. Ei atrag atenția asupra unor nereguli extraordinar de grave dintr-un spital din subordinea Ministerului Sănătății, fără ca ministrul să spună ceea ce i-am cerut eu încă de ieri, adică să trimită un corp de control al ministerului și cu foaie și cu pix în mână să vadă foarte clar ce pacient a intrat în spitalul Bagdasara Arsenie cu arsuri grave și nu a putut fi tratat din lipsă de medicamente sau din lipsă de echipamente. Când s-a întâmplat acest lucru? Cum îl cheamă pe pacient și care au fost consecințele? Pentru că medicii nu pot să opereze pe cineva nici fără resurse și nu pot să-și asume actul medical și calitatea lui dacă ei nu au cu ce să se ocupe de bolnavi cu toate condițiile care sunt cuprinse în protocolul medical. Domnule deputat, vreau să vă opresc o secundă. Pentru mine, vă spun sincer, și cred că înțelege lumea lucrul ăsta, nu mă interesează culoarea politică, nici a dumneavoastră, nici a lui a ministrului Rafila, nu mă interesează. Eu înțeleg de la dumneavoastră așa, că eu, dacă mâine dimineață, ferească bunul Dumnezeu, sar în aer, se întâmplă ceva cu mine și am arsuri pe suprafață mare de corp, mă duce salvarea, da, la un spital care nu ar trebui să mă primească, care nu are ce-i trebuie ca să mă facă bine, care nu poate să mă transfere, Doamne iartă-mă, în altă parte, că nu are ce, toate cele de mai sus. Asta este o radiografie extrem de dură, este revoltătoare. Acum, dincolo de această radiografie revoltătoare, pe care dumneavoastră o faci, adică o aveți, rezultatul ei îl aveți înainte să trimiteți scrisoarea, dumneavoastră știți care este situația. Știți care este situația și la Bagdasara Arsenie și știți care este situația în tot sistemul de sănătate. O să putem noi vreodată ca nație să trecem, Doamne iartă-mă, de aceste radiografii, adică să facem concret ceva pentru oamenii care se află în suferință gravă, cum ar fi oamenii care sunt aduși la spital, urmarea unor explozii, urmarea unor lucruri foarte grele, grave, care se întâmplă în societate. Da, răspunsul este da, dar nu cu oameni ca Rafila. Pentru că e nevoie de un gram de bun simț. Bunul simț ce spune? Dacă nu ai capacitatea ești bolnavi, nu-i minți că o ai. Nu-i minți. Deci primul lucru este o chestiune de moralitate minimă. Și nu te ocupi doar de pile. Pentru că au ajuns pacienții cu afecțiuni grave să fie transferați în afara țării în funcție de cât de important este pentru mass media, pentru opinia publică un anumit caz. Doar dacă, cum să spun, reflectorul este asupra dumneavoastră, doar dacă sunteți, să zicem, o persoană suficient de vizibilă, vi se oferă posibilitatea să fiți transferat în cazul unor aveți, grave. Aveți dovezi în acest sens? Sunt acuzații foarte grave. Sunt acuzații foarte grave. Aveți dovezi în acest sens? Da, am dovezi foarte clare. Atunci când toată presa vorbea despre cazul Crevedia, despre pacienții arși acolo, despre pompierii eroi. Ei, niște pompieri eroi erau transferați în afara țării, dar niște persoane care erau din alte accidente, din alte evenimente, trebuiau să suporte condițiile din spitale românești și gata. Deci este clar că atunci când este vorba despre un caz mediatizat, statul român face eforturi în cazul marilor orașe să-i transfere în afara țării. Dacă vorbim despre români mai puțin vizibili, dar cu arsuri poate mai grave, ei se zbat
în sistemul ăsta plin de nevoi și plin de lipsuri și plin de bacterii. Puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, ce credeți dumneavoastră că a generat reacția medicilor de la Bactazar Arsen? Că au mai fost astfel de evenimente, s-au mai întâmplat astfel de lucruri și poate că și alte spitale din România se confruntă cu aceea situație, doar că oamenii nu spun nimic, adică nu spun, este omerta în spitale, nimeni nu vorbește, iar cine vorbește dispare cumva din spital. Ce a generat asta? Aveți informații? Da, foarte clare. Am vorbit cu unii dintre ei, sper să se exprime public, i-am rugat să fac asta într-o conferință de presă. Ei mi-au spus deja că atunci când ei sunt acuzați de către unii aparținători de malpraxis, adică că nu ar fi făcut tot ceea ce le-ar fi stat în putere pentru rudele lor, ei în justiție nu au mijloace ca să se apere, pentru că spitalul care este în subordinea Ministerului Sănătății nu vine să spună adevărul în instanță, că nu asigură medicamente, că paturile alea de mare arș de fapt nu sunt la standarde, că ordinul de ministru este o hârtie, dar criteriile pe care le găsește în spital nu corespund cu ceea ce scrie în ordin. Oamenii se simt singuri și îi spun așa, păi stai puțin să preiau eu în gardă un mare ars care nu are ce să caute în acel spital. Managerul să-mi zică că e de datoria mea ca medic să fac tot, dar nu pune la dispoziție condiții, ajungi la ceea ce se numește medicină defensivă și spui, domnule, dacă n-am condiții să facă de gardă managerul, sau domnul Rafila sau cine își asumă că pe hârtie sunt condiții, că eu nu pot să îmi asum riscul să mă acuze cineva că i-am omorât ruda în tentativa mea de a-i salva viața. Spuneți-mi, domnule deputat Ungureanu, la ce bun, adică eu înțeleg, adică intuiesc răspunsul, dar vă întreb, la ce bun o Comisie de Sănătate în Parlamentul României, la ce bun atâția membri în Comisia de Sănătate din Parlamentul României, dacă toată lumea știe ce se întâmplă în sistem și în sistem nu se iscă nici măcar, cum să zic, nici măcar nu se mută nimic, o cărămidă, nu se întâmplă nimic, adică lucrurile merg de la un mandat la altul, indiferent cine e ministrul sănătății, că și asta sănătății e o catastrofă, da? Deci, de ce nu se întâmplă nimic încă? Speranța mea nu este la ministru, speranța mea este la Parlament, adică acolo unde sunt mai multe capete, unde există, cum să zic, o dezbatere parlamentară, unde poate fi întrebat ministru public. Aici vreau să așezăm lucrurile în ordinea constituțională. Dumneavoastră trebuie să aveți speranță de la ministru, pentru că ministrul este mandatat să rezolve problemele care sunt în spital. Ce poate face Parlamentul? L-ați chemat pe domnul ministru Rafila în Parlamentul României? Ați chemat un ministru al sănătății și s-a întâmplat ceva? L-am chemat pe domnul Rafila la moțiune simplă, că astea sunt instrumentele pe care le avem noi. I-am arătat aceste probleme și niște partide care sunt la guvernare au făcut zid în jurul lui. Deci ceea ce vă spun eu dumneavoastră acum nu sunt vorbele unui politician, ci vorbele unui vicepreședinte în Comisia de Sănătate care a făcut 275 de interpelări. Atenție, un număr record, 275 de interpelări la adresa Ministrului Sănătății și l-a dat în judecată în contencios administrativ pentru că nu răspunde inclusiv la întrebarea pe care ați pus-o la începutul emisiunii, cum poate un secretar de stat pe nume Brădățan să mai fie în funcție când în 2016 a fost director medical în spitalul din Suceava unde au murit niște bebeluși din cauza bacteriilor. 3 bebeluși în 7 luni. Da, 3 bebeluși în 7 luni. Atenție, eu l-am întrebat pe ministru, rolul pe care îl are Parlamentul este să controleze executivul. Dar dacă instanțele de judecată, la momentul în care întreb eu de ce îmi răspunde un ministru după 60 de zile, când trebuie să-mi răspundă în 10, la o întrebare legitimă, la o cerere de control,
O să vă rog să vă uitați în caseta mea de parlamentar că întrebați ce face Comisia de Sănătate și o să vedeți că sunt răspunsuri. Nu, stați puțin, ați spus că instanțele de judecată, deci dumneavoastră dați de înțeles că dacă lucrurile astea ajung în instanță, instanțele ce fac? Dorm sau practic ce fac? Dorm, dar cum dorm? Dorm, cum să spun? Invocă faptul că sunt multe dosare, că se întârzie mult și nu este acea presiune sănătoasă. Eu sunt ales, domnul Rafila este și ales și numit, el este și membru în Comisia de Sănătate. Dacă vă aduceți aminte, e atât de putred sistemul nostru politic și eu trebuie să recunosc asta și să vă dau fapte. Domnul Rafila, în clipa în care a semnat o inițiativă a unui coleg din PSD pentru planul de cancer, la scurt timp după ce legea s-a promulgat și el trebuia să facă norme, obligat fiind de către Parlament ca să facă asta, a spus că legea pe care tocmai o semnase ca deputat și la care trebuia să-i facă norme... Nu e aplicabilă, da. Nu e aplicabilă. Nu mai e bună, da. Deci au ieșit bolnavii de cancer la protest în fața Ministerului Sănătății, cum nu cred că s-a mai întâmplat niciunde în această lume, pe o căldură de 35-37 de grade Celsius. Era domnul Irimia terminat cu oameni, zeci de oameni bolnavi de cancer, să protesteze în fața Ministerului. Uitați, vreau să vă întreb așa, de ce, adică, dacă tot nu puteți, eu așa să înțeleg de la dumneavoastră, domne, noi facem ce trebuie să facem parlamentar discutând, e clar că e un sistem care nu are cum să funcționeze, dați-mi dumneavoastră, sau dați-ne dumneavoastră un sfat nouă celor care vom fi confruntați într-un fel sau altul cu sistemul sanitar, care știm care sunt problemele din sistemul sanitar, cum le știți și dumneavoastră și cum le știe și domnul ministru Rafila, sau cine e ministru la vremea respectivă, da? Cine o fi fost ministru, cine va fi ministru, spuneți-ne ce să facem. Adică eu mă uit la dumneavoastră, la emisiunea Curat, și vorbim amândoi despre ceva ce știm amândoi și practic nu se poate rezolva nimic. Adică am vorbit, rămâne cum am stabilit, nimic, adică. Haideți să ne scoatem din calitatea mea de politician și din calitatea dumneavoastră de jurnaliști să spunem doar că suntem amândoi părinți. Exact. Da? Și suntem cetățeni, da? Și suntem puși într-o situație grea într-un spital. Singura noastră șansă să putem face ceva în această țară este să înmulțim numărul de cetățeni care să iasă din zona asta de subiectivism, de politică, de care partid, și trebuie să se unească, și o să spun un lucru dur pe care îmi pare rău că trebuie să spun, și trebuie să dea în judecată spitale pe capete. Deci trebuie să fie mii de procese în spitale ca instanțele să se trezească și să-și dea seama că este un fenomen, pentru că pe mine m-au dat în judecată aproape toți miniștrii ai sănătății pentru defăimare, pentru exagerări, pentru orice. Pentru că îmi scrie la un moment dat un bolnav: domnul Ungureanu, dumneavoastră nu vă dați seama că numai noi, cei care suntem bolnavi, înțelegem că ceea ce spuneți dumneavoastră este extrem de grav? Dar noi, îmbolnăvindu-ne pe rând, par unii dintre noi care suntem mai vehemenți așa un fel de nebuni. Dar eu de 21 de ani, ocupându-mă de pacienți cu boli cronice, făcând asta de 21 de ani, eu spun că împreună cu Dana Chiera, împreună cu orice om care se uită la noi astăzi, trebuie să ne sensibilizăm la suferința altora până ne vine nouă rândul. Eu asta încerc să determin prin mesajele pe care le transmit ca parlamentar. Oameni buni, nu așteptați așa instituții să se miște, să mergem în idealism, ar trebui Comisia de Sănătate să facă și să dreagă. Membrii Comisiei de Sănătate... S-a trebuit și Comisia. Eu înțeleg ce spuneți. Dumneavoastră, deci dumneavoastră, domnule deputat, eu am înțeles ce spun. Calitatea umană trebuie să primeze. E adevărat, calitatea umană trebuie să primeze, dar pe de altă parte, dacă instituțiile statului, domnule deputat, nu-și găsesc sens și nu au forță să determine schimbarea unor mizerii din sistem, înseamnă că instituțiile statului sunt înghețate, pur și simplu sunt înghețate, sunt fără de rost. Adică noi... Instituțiile statului sunt putrede.
Sunt putrede. Bine, atunci să vină din nou alegeri, să alegem din nou parlament, să facem din nou comisii de sănătate și tot așa și tot așa și ferească Dumnezeu să fim vreodată mari arși. Ghinion. În instituțiile statului sunt oameni. Când eu spun că sunt putre, înseamnă că sunt populate cu oameni de calitate proastă, cum este domnul Rahila. Pentru că oameni de calitate bună spun așa, avem probleme, ne apucăm să le rezolvăm, schimbăm oameni, îi trimitem la doctor, punem bani și înaintăm în fiecare zi în direcția cea bună. Nu se pot întâmpla lucruri cu un parlamentar mai harnic, cu o jurnalistă care este mai onestă și își face treaba. Trebuie să se mulțească binele prin intermediul oamenilor, pentru că am înțeles. Instituțiile alea care vorbim sunt populate de oameni, nu de extraterestre. Am înțeles. Eu am, din ceea ce spuneți dumneavoastră, rețin două lucruri. Că sperați ca medicii să iasă, să facă declarații de la Bactazar, să iasă și să facă, sperați. Ceea ce înseamnă că, de fapt, nu aveți 100% convingerea că oamenii vor asuma ceea ce public... Da, dincolo de demisii că vor ieși, n-aveți convingerea asta și, nu am. Și rețin de la dumneavoastră că, de fapt, singura schimbare în această țară ar fi să ne luăm de mână unii cu alții, cu aceeași supărare și să mergem să dăm statul în judecată. Adică să blocăm statul, adică cu alte cuvinte, să blocăm statul în instanță. Rețin, această emisiune... Să ne mai facă rău. Statul trebuie... Această emisiune... greu de crezut că ne vom mișca, deci practic scapă cine poate. Deci această emisiune a fost generată de faptul că ministrul Rahila, într-un astfel de context, da, lăsând aparte că am o experiență personală în legătură cu nozocomialele astea, pentru că am făcut scrisoare la Ministerul Sănătății să ne zică și nouă ce politică există minister apropo de nozocomiale și răspunsul a fost o mizerie de comunicat ca să scape de noi. Ne-a trimis la Institutul de Sănătate Publică să ne spună ei câte cazuri, adică domne, o aberație, rușinos comunicatul apropo de nozocomiale. Iată, nozocomialele au mai omorât un bebeluș la Suceava, unde au omorât alți 3 bebeluși acum câțiva ani. Eu cred că nu, abrutizat așa, nu mai simțim ideea. A murit un copil, repet, tocmai ce s-a născuse și a murit, din cauza de infecții luate în spital, din cauza de pioceanii care era pe corona de apă sau habar n-am unde era, se știa că există asta. Și doi, deci și ministrul sănătății spune nici mai mult, nici mai puțin că, dom'le, fac apel la etică profesională. Dom'le, ministrul nu e pus să facă apel la etică profesională, este pus să dea explicații concrete dacă medicii au sau nu au dreptate, dacă au ce le trebuie sau nu au ce le trebuie, dacă este o problemă sau nu este o problemă în sistem. Adică să ne batem obrazul, să ne haideți mă, vă rog eu frumos lucrați ca să fie bine, să nu fie rău, asta nu se poate. Pentru că oamenii împing lucrurile la maximum, implicându-se și asumându-și manevre care n-au legătură cu procedurile ca să salveze oameni, dacă le iese, le iese, dacă nu le iese, au plângere penală, că n-au făcut ce trebuia să facă. Și atunci nimeni pe lumea asta nu este nebun să se arunce cu capul înainte, să zică, domne, salvez eu lumea, că e clar că lumea asta are niște probleme foarte mari. Deci, ceva trebuie să se întâmple cumva, mă gândesc eu. Mulțumesc pentru intervenția la emisiunea Curat și pentru faptul că, mă rog, Comisia de Sănătate, asta care este, cu oamenii care o populează, are în atenție aceste două subiecte și probabil că va avea și o reacție publică apropo de acest gest fără precedent în România. 7 medici n-au mai vrut să facă gardă. Și dacă alți 7 medici nu o să mai vrea să facă gardă, ferească Dumnezeu de urgențe și să fim noi subiecții urgențelor. Atunci se schimbă cu totul situația. Mulțumesc, domnule deputat Ungureanu, pentru intervenția la emisiunea Curat. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, pe mâine seară. Doamne ajută!